Comitetul de urgență al Federației Române de Fotbal a stabilit marți după amiaza programul jocurilor de baraj pentru accederea în eșalonul al treilea. Astfel, pe 21 iunie, Minerul Mehedinți va întâlni la Olt Gilortul Târgu Cărbunești. Campioana din Gorj a câștigat lejer campionatul cu o linie de clasament grăitoare, 23 de victorii, 2 egaluri și o înfrângere. Directorul sportiv al formației mehedințene nu știe foarte multe date despre adversar, însă consideră că la un meci de baraj șansele sunt egale. Până la urmă, nu cred că mai conta numele adversarului, indiferent cine era, nu putem să zicem că este un adversar slab, modest sau mai bun. Evident că dintre județele limitrofe am evitat anumite județe și iată că federația a ținut cont și de zonele geografice și nu ne-am perecheat cu județe mai departe la distanță și mai apropiate și din rațiuni financiare și poate aici zic eu că am avut puțin noroc față de alte județe, de ce să nu recunoaștem, poate Timișu sau eu știu Sibiu sau alte județe care au și fotbal mai puternic și din punct de vedere economic și financiar și asta contează. Noi suntem hotărâți să câștigăm acest baraj, facem toate eforturile pentru a câștiga barajul, pentru a accede într-o ligă, în Liga 3. Oficialul Minerilor a recunoscut că sunt discuții și cu autoritățile locale legate de un eventual sprijin financiar, însă important este să se impună pe 21 iunie. Primul pas este să câștigăm acest baraj. După aceea, eu sunt convins 100% că vom găsi finanțare și ajutor și sperăm și din partea autorităților locale pentru ca această echipă, cu, de ce să nu recunoaștem, numai cu elemente locale și în perspectivă mai putem să aducem elemente locale, să putem să facem o echipă care să reprezentăm cu cinste orașul sau chiar județul, cu toate că este echipa mine, se poate intra într-o discuție pentru a fi ajutați pentru a face o figură frumoasă. În altă ordine de idei, astăzi s-a hotărât ca finala Cupei României, faza județeană dintre Minerul Mehedinți și Recolta Dânceu, să se dispute joi pe terenul de la Gruia. La Târgu Mureș s-a desfășurat o nouă ediție a Campionatului Național de Lupte pentru Seniori. Secția de la CSM Drobeta a avut o singură reprezentantă, pe Nicoleta Bogasieru, care a prins podiumul în limitele categoriei 58 de kg. Eleva pregătită de Marin Dobrescu a cucerit medalia de bronz, chiar dacă a luptat la o categorie de greutate mai mare. Severineanca a disputat 3 lupte și a câștigat 2. Sunt mulțumit, mai ales că dacă am păscut ghinionul la Campionatul Național Individual de Seniori, pentru că sportiva Iancolovici Bianca, sportivă cu un palmares foarte bogat la seniori, a fost accidentată grav înainte cu o lună jumătate și nu s-a putut reface și n-a fost primită în concurs. Dar totuși sportiva Bogasieru Nicoleta a reușit, totuși, deși s-a luptat mai sus, bronz. Bronzul obținut de Nicoleta Bogasieru ar putea fi ultima competiție majoră pentru sportiva de 23 de ani, care vrea să se dedice mai mult antrenoratului la grupele de copii ale clubului severinean. La Campionatul Național de Senior la lupte libere, lupte feminin și lupte greco-romane a fost o participare numeroasă cu 206 concurenți înscriși la toate trei stiluri.